ceea ce gândesc alții. Nu trebuie să ții seama decât de părerea mea. Nimeni nu te cunoaște cu adevărat. Și cu cât te iubește mai mult, cu atât te cunoaște mai puțin. Crezi că mă cunoști? Pot să te întreb ceva. Dar te rog să fii bun, să-mi răspunzi cu o sinceritate desăvârșită. Da. Iată despre ce e vorba. Știu că nu m-ai iubit. Și cred că nu mă iubești nici acum. Spune, vrei să plec? Ești convins? Da. Pentru ce? Pentru că nu vreau să pleci. Vrei să-mi răspunzi la o întrebare? Ce dorești? Aș dori să fiu mângâiat. E adevărat că el ți-a stricat cariera? Da. Mi-e somn. Atunci, noapte bună. Sunt răsfățată, zău, când sunt răsfățată. Mi-e foame. Ai ceva de mâncare? Nu. Spune-mi ceva frumos. Vrei să-ți vorbesc despre trecutul meu? Ce ai mai făcut? Poftim? Te-a mai întrebat dacă m-ai mai văzut? Nu. Niciodată. De ce? Nu știu. Dacă te-ar întreba, ce îi răspunde? Ploua în seara aceea, doamnă. Ploua și noi. Și noi ne întâlnim. Și în orice umbră ce se apropia. Îl știi tot? Eu te vedeam. Eu te vedeam doar pe dumneata. Ploua. Ce faci? Construiesc. Ai ridicat un templu? O baracă. Seamănă cu mausoleu. Așa. Să intrăm. Să îngenunchim. N-am îngenunchiat niciodată. Te rog.
nașeta. Nu vreau. Atunci du-te acasă. Ești nebun, tare ești nebun. Te iubesc prea mult ca să nu fiu nebun. Ce ai pățit la nas? M-am lovit într-o ușă. Săraca ușă. Nu m-au primit. De ce? Ești cea mai naivă femeie din câte am cunoscut. Și nu știu de ce te iubesc. Petru, tu știi câți ani am eu? Te-ai cam pripit venind aici. E ceva în geam, e foame. Nu m-am uitat. Nu știu ce crezi despre perspectivele fericirii noastre. Eu însă le văd foarte neclare. Du-te acasă. Dacă vrei un vizon, îl găsești în dulap. Deschide-l. De ce vorbești așa? Mâncare știi să faci? Nu. Da, ce știi să faci? Nimic. Mai avem și câteva sticle goale. Trompeta am uitat să o dau copilului. Crește-ți iepuri de casă. Trebuie să aibă o expresie fericită. Ca și când el însuși ar cerși să fie tăiat.